Capitala se pregătește deja de iarna care vine în câteva ore. Radet a făcut probele la cald, iar de mâine va furniza agentul termic în tot Bucureștiul. Oana Iancu vine cu mai multe detalii. Oana, bună seara! Bun găsit, așa este, de ieri Radet București a făcut probele la cald. Avem căldură în apartamente, iată, este cald și acest calorifer, dar este important să punctăm faptul că ține de asociația de locatari a fiecărui bloc dacă dă sau nu căldură, și asta pentru că sunt foarte multe persoane care nu își permit să plătească agentul termic și sunt multe luni, dacă este să facem un calcul de acum din octombrie până în luna aprilie, când temperaturile vor fi de asemenea scăzute. Este scump, vă spuneam, 164 de lei este gigacaloria pentru consumatorul casnic și 300 de lei pentru consumatorii economici. Atât despre acest subiect, Andreea. Oana, mulțumesc!